Ce vă arăt astăzi este și ce discutăm astăzi este în felul următor, este un sistem, o strategie care vă va duce, indiferent că acum ești la partea de sub 500 de euro pe lună, acolo am pus o marjă din ce am văzut că sunt oamenii cu care lucrez, sau peste, sau faci în momentul ăsta, cum zice, sub ăștia 2000 de euro pe lună. Din punctul meu de vedere, această strategie te va duce să reușești să realizezi undeva între 2 și 5000 de euro lunar din afacerea ta de artizanat. Ce vom învăța astăzi, ne vom axa foarte mult pe partea asta, pe pașii necesari ca tu să poți să creezi o afacere profitabilă, pentru că mulți pornim de cele mai multe ori de la jumătatea drumului, așa cum am pornit și eu, adică din start cu vânzarea produsului și după aceea vin toate greutățile în spate de care nu știm că vor veni. Pentru cine este acest webinar? Acest webinar este pentru cei care fac produse de cofetărie spre vânzare sau produse de artizanat. Avem și oameni care lucrăm care sunt pe partea asta de artizanat, căni, mărcele sau ce mai fac. Este cam același lucru ca și afacere, pentru că necesită timp mult mai mare de producție. Dacă ai o afacere de cofetărie, nu ajungi încă să treci de suma asta de 5.000 de euro. Dacă îți dorești să faci o afacere din pasiunea ta, dacă până acum ai investit în cursuri de cofetărie, faci produse faine și totuși nu ai suficienți clienți, dacă poate ai încercat să te promovezi în mediul online, poate ai investit chiar și în reclame, dar tot nu reușești să ajungi la încasările pe care ți le dorești. Dacă vrei să scapi poate de jobul la care te afli acum și vrei să faci o afacere din pasiunea ta și dacă, bineînțeles, vrei să câștigi între 2 și 5.000 de euro lunar din pasiunea ta pentru cofetărie. La fel, pentru cei care nu au încredere în ei și le este frică de eșec, da? Frica că nu vor reuși, frică că n-aș putea să mă promovez în mediul online, nu pot să ies să fac lucrul ăsta și e pentru voi toți care sunteți pasionați de partea asta de artizanat. Acum o să vă spun un pic povestea mea și cum am început eu. Eu am început acum 9 ani de zile, am avut un business în Marea Britanie, timp de 8 ani de zile am lucrat, acum de un an și jumătate, fac 2 în iulie, de când sunt pe partea asta de mentorat și ajut alți oameni să facă ceea ce am făcut eu la mine în business. Am început cu 12 lire prețul pe kilogram, cum vă ziceam, ce am făcut eu atunci este ce am văzut pe piață, m-am uitat ce face vecina în stânga, ce face vecina în dreapta, eram undeva la 20 de românci în zona din Manchester, care vindeau și atunci ele vindeau ca acum 12 lire prețul pe kilogram de prăjituri. Și am început cu prăjituri de casă. Vă zic că erau efectiv niște prăjituri banale. Erau foarte bune la gust, nu zic că nu, dar designul eram varză, ca să zic așa, la el. Le făceam, nu, prăjituri de casă simple, normale și se cerea pe piață că erau români, foarte mulți români acolo. Erau o comunitate de români și își doreau. Ei bine, comenzile la mine mergeau, nu puteam să mă plâng de treaba asta. Mergeau foarte bine pentru că mergeam la același preț ca și ele, la 12 lire pe kilogram. Ingredientele mele erau mai bune, dar eu nu știam să-mi prețuiesc munca. Și atunci eu aveam un flux foarte mare de comenzi, lucram între 12 și 16 ore pe zi, efectiv. Și după 2 ani de zile în care, bineînțeles, fiind însărcinată cu fetița mea, am născut, am continuat munca, venea și următorul băiețelul meu, că au o distanță de 2 ani și 4 luni între ele, venea și următorul copil, eram din ce în ce mai epuizată, am zis, mă, nu mai pot să continui în ritmul ăsta. Dar nu mai pot să fac chestia asta și am nevoie să înțeleg cum lucrează alții, adică că nu mi se pare că merită. Și atunci ce am făcut este că am început să investesc în mine pe partea asta de business și am început să înțeleg cum ar trebui să-mi cresc, să fac prețurile, cum ar trebui să înțeleg cine este clientul meu, ce fel de produse ar trebui să vin cu ele pe piață dacă vreau să ajung la încasările pe care mi le doream eu. Și atunci mi-am pus un target și acum mi-aduc aminte că am zis, mă, vreau să fac măcar un minim pe economie, adică să mă bucur, să am măcar un 2000 de lire să am și să mă bucur și eu de banii ăștia, să pot să îmi permit să merg într-o vacanță, să fac ceva, nu să stau tot timpul în câmpul muncii, mai ales că e un domeniu care când sunt sărbătorile mai faine cu familia, de Crăciun, de Paște, de, cum îi zice, asta, verile, dar tu nu te poți bucura de asta, măcar în cealaltă parte a anului să-mi ies și eu într-o vacanță, știi? Și atunci ce am făcut este că am început să investesc în partea asta de afacere și am zis, mi-am dat un an de zile și am zis că dacă într-un an de zile nu reușesc să fac afacerea asta, să o pun pe picioare așa cum îmi doresc eu, atunci mă las de ea și mă duc și mă angajez pe postul meu. Și am zis în felul următor, ok,
Am început să învăț și ce am învățat am aplicat în businessul meu și vreau să zic că efectiv prima dată am triplat prețurile astea pentru că ceea ce făceam eu acolo nu mergea pentru ce produse foloseam ca și calitate pentru designul totului, bineînțeles, a început să fie din ce în ce mai bun. Am înțeles că trebuie să mă specializez pe ceva ca să pot să ies în evidență un pic pe piață și așa mai departe. Și vreau să vă spun că am ajuns de la 12 lire pe kilogramul de tort în 2015 la 60 de lire pe de kilogram pe tort în 2023. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că efectiv gândește-te un pic, nu vorba de kilogram de tort, gândește-te un pic că eu ca să pot să vând un tort cu 60 de lire pe kilogramul de tort, trebuia ca omul să aduc mai multă valoare și am înțeles valoarea pe care o aduc în viața omului în momentul în care vând acel tort. Și asta a făcut ca eu să pot să vând aceste servicii. Bun, când am început să îmi triplez acest preț, prima dată asta am făcut, știam că clienții mei îi voi pierde. Deci eram foarte sigură. Pentru de ce? Pentru că mă bazam pe o masă de clienți care își doreau ieftin, bun, mult să fie, da, să fie acolo la kilogram și asta. Și acum am schimbat toată baza respectivă. Ei, surprinderea mea a fost că am rupt acea bază și undeva la 70-80% dintre clienți au plecat. 2 luni de zile îmi venea să mă întorc înapoi la acest preț pentru că simțeam că ce fac acum, nu mai am comenzi, da? Și e tragerea aceea că o să pierzi tot. Și am zis, ok, nu, voi rămâne pe picioare și voi pune în strategia la punct, voi începe să mă promovez așa cum trebuie și o să ajung la oamenii respectivi. Ei, când am făcut asta mental și am înțeles foarte clar că ăsta este ceea ce merit și am nevoie să duc business-ul ăsta mai sus, au început să vină oameni către mine, să vină oameni pe evenimente, să vină oameni care puneau preț pe ceea ce fac și apreciau și când le dădeam prețul, nu îmi ziceau că e mare, că eu primeam și că e mare și când dădeam cu 12 lire pe kilogram de multe ori, da? Dar ce însemna ca omul să aprecieze treaba asta? Ei bine, în 2023 am casat peste 129.000 de euro efectiv din businessul meu de cofetărie, fără partea asta că eu am început, v-am zis, de un an și jumătate și partea de cursuri online, după aceea nu mai am încasat pentru că am intrat efectiv pe partea de online. Eu mi-am dorit ca și viață să pot să mă plimb în lumea asta și să pot să ajut alți oameni la rândul meu care să facă ceea ce am reușit eu să fac. Și am început partea asta de mentorat pe parte de cofetărie, efectiv, pentru că oamenii au venit la mine să vadă cum reușesc eu să vând cu 60 de lire și ei încă sunt blocați la prețuri foarte mici pe torturile lor. Și am început să lucrez cu oamenii. Și aici o să vă arăt un pic câteva din realizările oamenilor cu care lucrez. De exemplu, ea este Violeta Ieremie. Ea este într-un sat în Suceava, în Dumbrăveni, cred că se numește satul, sau comuna Dumbrăveni. Nu e, vă dați seama, nu este ceva foarte mare unde ar putea ea să zice că de multe ori aud chestia asta și scuza asta mentală că nu am piață, e mic satul, e mică localitatea, nu sunt într-un oraș mare sau sunt la periferie și așa mai departe. Ei, vreau să vă zic că femeia asta are 5 copii. Lucrează de acasă încă, își deschide acum un laborator pentru că a văzut că lucrurile merg și așa mai departe. Este în proces de autorizare, dar ce vreau să vă zic este că ea are 5 copii, soțul ei este plecat în străinătate ca șofer pe tir și lucrează singură. Lucrează singură. Când a venit la noi, încasa undeva la 1.500-2.000 de RON încasări lunar și efectiv, în primele luni, vă puteți uita și în tabel, efectiv a reușit să își dubleze partea asta de venit, da? Efectiv, în decembrie a încasat 19.600 de RON. În ianuarie și din ianuarie încolo, din câte observați, are încasări undeva la peste 8.000 de RON. Februarie a fost un pic mai slab. Acum aprilie și aprilie la fel a fost foarte bun aprilie, dar n-am mai apucat eu să mai pun aici. Da? Deci de la încasări de la 1.500-2.000 de RON la încasări de peste 8.000 de RON lunar. Și lucrează singură, făcând torturi, ce a făcut ea este că face tot așa la fel, torturi întremet, dar pe care le-a făcut ca și cum ar fi torturi clasice. La fel, o avem pe Rita Warga. Rita Warga este pe partea asta de turtițe. Ea și-a dorit foarte mult să iasă în mediul online. Era teamă de mediul online, la modul că nu vrea să se afișeze în online, dar și-a dat seama că, ok, ce fac dacă nu ies în mediul online? Pentru că a văzut în ultimul an cât de mult a scăzut afacerea ei și că nu mai putea să ajungă la clienții ei. Ea este o profesionistă pe partea asta de turtă dulce și și-a dorit foarte mult să dezvolte niște ateliere pentru cei care își doresc să învețe de la ea. Așa că am ajutat-o pe partea asta și în 3 luni de zile a făcut încasări de peste 6.300 de euro. Ea zice în felul următor,
Roxana are darul de a schimba mentalitatea oamenilor după doar 3 ședințe. Observ că nu doar eu, ci toate colegele înscrise în programul Baking to Business au scăpat de multe frici și îngrijorări pe care le-au dezvoltat în decursul vieții și am devenit mult mai încrezătoare în forțele noastre. Am învățat să prețuim munca pe care o facem, să definim foarte clar misiunea pe care o avem prin pasiunea noastră pentru cofetărie, iar astfel vom fi în măsură să ajutăm la rândul nostru alți oameni care să poată să facă un business profitabil. Iulia Babău, ea are cofetăria Desertopia, a venit la noi. Roxana a nevoie de ajutor cu, cred că, 3 luni de zile înainte să deschidă laboratorul în Oradea. Iulia e o tânără foarte ambițioasă, are 23 de ani, dacă nu mă înșel, și-a deschis acest laborator, a venit cu 3 luni de zile, a aplicat pentru fonduri europene și a zis: Roxana, bun, am aplicat, vreau să deschid acest laborator, făcuse întâi inițial de acasă și a zis: ok, vreau să mă mut în partea asta și să fiu legal să deschid laboratorul acesta, dar nu știu de unde să încep, nu știu cum să mă promovez, nu știu cum să fac să nu rămân cu produsele ca alte cofetării și să plâng și să fac 100, 1.200 de ron lunar, da, din afacerea mea. Vreau să crească businessul meu și vreau să mă asigur că mulțumesc clienții respectivi. Vreau să zic că ea a avut niște probleme pe partea asta de deschidere a laboratorului, pentru că trebuia să deschidă undeva în noiembrie. Nu a putut să deschidă în noiembrie pentru că a avut o problemă cu spațiul. Așadar, ce am făcut este că noi am lucrat în spate și am creat o bază de clienți, am adus o bază de clienți la ea și în decembrie, la jumătatea lui decembrie, pe 15 decembrie, ea ne-a zis: ok, dăm drumul la cofetărie, ne-a anunțat că putem să dăm drumul. Și atunci, efectiv, am început partea asta de promovare și am reușit să strângem undeva la 12.000 de lei în luna decembrie, în condițiile în care noi, dacă nu făcusem nimic până atunci, pentru că nu știam, nu era nimic sigur, nu, nici măcar eu nu am crezut că va avea vânzările astea, având în vedere că, na, de Crăciun, majoritatea știau că am cumpărat înainte de Crăciun produsele și le-au rezervate undeva. Ianuarie, bineînțeles, un pic mai slab, știți cu toții, industria 10.000 de lei, februarie 17.000 de lei, martie 21.000 de lei, aprilie chiar mi-a zis că a făcut, cred că, undeva la 31.000 de lei și mai din nou avem targete mai mari pentru businessul ei. Lidia Moldovan, la fel, ea este pe partea asta tot de turtițe, avem 2 fete, după cum vedeți, pe partea de turtițe fermecate, le zice Lidia, pentru că face la fel niște opere de artă și ea. Ea făcea vânzări de turtă dulce, dar nu încasa suficient, adică ajungea la, efectiv, la marja maximă de produse pe care ea ar fi putut să o efectueze de acasă. Și atunci așa a dorit la fel să facă niște ateliere, ateliere în care să învețe oamenii ceea ce și ea știe să facă. Și atunci a venit către noi, iar efectiv de la 0 încasări pe partea asta de ateliere a făcut încasări de peste 4.000 de euro plus ce a încasat pe partea asta de producție, că bineînțeles oamenii au venit și mai mulți. Ea zice: sunt doar 3 luni și jumătate de când fac parte din acest program, m-am descoperit pe mine într-un mod frumos. Roxana nu predă doar teorie și apoi ne lasă, ca mai apoi să ne descurcăm singure. Din contră, ne dă tot timpul impulsuri și m-a scos din zona de confort, cum nu am crezut vreodată într-un timp așa de scurt. Ea și-a deschis între timp firma ei, din 18 septembrie, și așa, din 18 septembrie a început să lucreze cu mine, dar efectiv și-a deschis firma ei, are deja primii ei cursanți, cred că este acum la a doua ediție pe care ea o lansează, pentru că, după cum vedeți, partea asta de cofetărie, de multe ori ne gândim doar înainte, dar are mai multe ramuri pe care tu ai putea să crești în momentul acesta, da? Și poate că acum ești bună pe domeniul tău, faci torturi faine, dar și te gândești doar cum să faci acel laborator și poate nu ai bani să faci treaba asta. Ei, există și o parte online în care ai putea să ajuți oamenii cu ceva și atunci o afacere în ziua de astăzi se face mult mai ușor decât se făcea înainte, în care trebuia să investești mii de euro ca apoi să vezi dacă merge business-ul respectiv. Ei, acum e mult mai ușor să faci lucrul acesta într-un timp mult mai scurt. Tania Pleșa. Tania Pleșa, la fel, chiar zilele trecute i-am luat un interviu pentru că a terminat programul alături de noi. Și Tania e o
E o tip așa faină și așa mai timidă. Când a intrat în program și acum mi-aduc aminte că nu vorbea foarte mult și a zis am nevoie de un pic de timp că nu era obișnuită. Și zice, nu am crezut că o să se întâmple așa de repede, nu mă așteptam să fie vânzările așa de mari într-un timp așa de scurt. Mi-am dorit mult să ajung la sumele pe care le am acum. Mă gândeam că o să dureze ani întregi, dar a durat doar câteva luni de zile. Ea a intrat în program alături de noi inițial pe partea asta de cofetar de elită în 2023. A intrat pe partea de torturi întremet. A vrut să învețe partea de torturi întremet și a mers alături de mine pe partea asta de torturi întremet. Și chiar și din programul de cofetar de elită a reușit să își genereze mai multe vânzări. Învăța torturile întremet. Ea făcea, cred că de 2 ani de zile spre vânzare când a venit la noi. Merge foarte mult pe partea asta de torturi pentru copii. Asta am și stabilit cu ea pe parcurs. După aia a mers mai departe cu noi în programul de Baking to Business și vreau să zic că ce a reușit ea, având și un job full-time, nu știu, este manager, am impresia, la o asociație, avea un job full-time și nu mai voia să lucreze acolo pentru că îi plăcea să facă partea asta de cofetărie. În același timp ar fi vrut să-și deschidă ceva, dar nu știa dacă merită pentru ea să deschidă acest business și ok, a zis ok, vreau să fac de acasă și dacă ajung la un nivel financiar, după aceea mă duc și îmi deschid de ceva. Și ce s-a întâmplat este că a reușit în câteva luni de zile, efectiv, să renunțe și să meargă part-time la jobul ei, pentru că ea deja suplinia din vânzările pe care le făcea în produsele ei de cofetărie. Așadar, în 2023 a generat 56.000 de acasă și acum, efectiv, ianuarie, februarie și martie, care le avem noi acum în baza noastră, undeva la 16.000 de lei generate de Tania. Între timp, Tania și-a dat seama că momentan nu vrea să facă un business, dar momentan nu-și dorește neapărat să meargă pe partea asta. Cum a zis și ea, mi-am demonstrat că pot, am putut să fac lucrul acesta, dar și-a dat seama că nu e neapărat pentru ea, că nu vrea să facă acum și vrea să plece. Soțul ei a primit o ofertă financiară într-o altă țară și vor să încerce varianta respectivă și zicea, da, măcar să o încerc înainte, pentru că mi-ar fi părut rău dacă am fi mers, cum am zis eu atunci, să-mi deschid ceva și după aia să văd dacă merge și n-aș fi explorat mai mult partea asta. Sunt unii oameni care, cum îi zice, în program, de exemplu, înțeleg foarte clar ce înseamnă să facă o afacere, dar ce ar trebui să-și pună ei la punct. Și avem oameni care au preluat de la noi din programele noastre. O tipă, nu avem aici acum pe slide-urile astea, a venit pentru un curs de torturi întremet și zicea, soțul meu este mecanic și am folosit de aici pentru afacerea lui și multe lucruri am rezolvat cu ceea ce mi-ai dat tu. De ce? Pentru că se aplică foarte mult în orice gen de afacere ai dorit tu să faci. Ioana Diaconescu, la fel, zice, practicam de 10 ani în domeniul cofetăriei și îmi doream să am propria afacere, dar nu știam cum să fac acest lucru, iar programele Roxanei mi-au schimbat viața. După cum vedeți, ea a avut încasări pe 2023, în care lunile fluctuau, avea cu zero, cu asta. În septembrie am început lucru cu ea noi. Efectiv, în septembrie, în încasările din 2023, a încasat 23.265, iar pe 2024, în doar 1, 2, 3, 4, 5 luni de zile, ea a încasat mai mult decât în tot anul 2023. Da? De ce? Pentru că are mai multă claritate. A mers pe pași, da? Și o să-i vedeți și voi care sunt pașii pe care fetele astea le-au pus la punct. Florinela Enache, la fel, este în, nu mai știu, Irlanda, cred că este ea. Oricum, o țară mai friguroasă, cum e și cheiul pe lângă alta, că mereu se plânge de partea asta de frig. Avea o credință foarte limitativă pe care cred că o să o descoperiți foarte mulți. Uite, chiar scrieți-mi un pic în comentarii și ziceți, mâna sus, care credeți că ca să poți să câștigi bani, trebuie să muncești foarte mult? Câți dintre voi credeți lucrul acesta? Pentru că eu l-am avut personal și încă îl mai am în anumite chestii, că trebuie să muncesc mult ca să pot să fac bani. Și asta e o credință pe care o avem, cum îi zice, vorbim de credința limitativă, care ne limitează și ne face într-adevăr să muncim mult, pentru că noi credem clar că nu o să putem să facem bani și dacă vrem mai mulți bani, automat va trebui să muncim mai mult. Iar noi știm că noi nu putem să mai muncim mai mult de atâta. Știi? Și atunci, cum îi zice, e normal, da, ca noi să nu putem să atragem mai mulți bani în viața noastră,
Pentru că automat corpul nostru știe că va trebui să muncească mai mult. Mintea noastră știe lucrul ăsta. Și atunci e nevoie să demontez această credință limitativă și asta este un mesaj pe care mi l-a trimis pe partea asta, pentru că lucrăm și la partea asta de credințe limitative și zice, la mine e revoluție, o grămadă de idei și de îmbunătățiri de business, super ocupată și bucuroasă. 1000 de euro în 3 zile nu e epuizant, deci 5000 de euro pe lună se pot face fără epuizare fizică și fără să sacrific timp pentru mine și familie. Asta a fost un mesaj pe care mi l-a trimis după o sesiune de mentorat cu ea și pentru că deja a înțeles faptul că banii se pot câștiga ușor, dar atunci când tu ai o strategie și înțelegi că nu trebuie să muncești, să-ți dai sufletul acolo ca să poți să încasezi banii ăștia. Ia încasările pe 2023, după cum vezi, undeva la 24.540 a reușit să încaseze alături de noi. În 2022 a încasat maxim, a făcut 18.271, dar nici măcar prețul ăsta l-a dat așa, pentru că, după cum vedeți, nu existau niște tabele, nu avea niște referințe, așa cum majoritatea dintre noi cred că nu avem și nu ținem o evidență a banilor. Ei, la fel se întâmpla și aici și după aceea a început să mențină evidența în programele noastre. Noi am intrat undeva în aprilie cu ea, la sfârșitul lui aprilie. După cum vedeți, lunile toate au fost în creștere, după ce am mai avut niște probleme și a ținut-o, dar în general face undeva la peste 2000-3000, cam acolo ținut-o pe lună, 2500-3000 de euro pe lună. Apoi, cine sunt eu? Pentru cei care ați mai intrat mai târziu sau cei care nu mă cunoașteți absolut deloc, am mai povestit și la început. Numele meu este Roxana Rusu, sunt antreprenor de 9 ani de zile. De acum, de 8 ani de zile, am condus Bufaș Patiserii în Marea Britanie, am lucrat de acasă. Am vrut să deschid la un moment dat, acum un an de zile, nu, acum 2 ani de zile, dar trece timpul așa repede și nu mai știu. Am vrut să deschid și partea asta de cofetărie, dar având atât de mulți oameni care mă întrebau, Roxana, cum putem să facem și ajutând pe mulți în privat să-și facă businessurile mai profitabile, să pună în aplicare pașii ăștia, îmi doream foarte mult să ies și în partea asta de online. Și am zis, ok, vreau să ies în partea de online pentru că eu întotdeauna mi-am dorit să călătoresc, să pot să nu stau fizic într-un singur loc, dar credeam că nu este posibil să-mi așez întâi viața pe care mi-o doresc pe foaie și după aia să fac un business în funcție de ceea ce îmi doresc eu. N-am crezut că este așa ceva posibil. Așadar, 8 ani de zile pe partea asta de cofetărie. La bază sunt psihoterapeut, nu sunt cofetar de meserie, am învățat totul în afacerea mea. Sunt fondatoarea programelor de Baking to Business și cofetar de elită. Sunt coach, life coach certificat și sunt la fel certificată pe partea asta de intuiție, de lucru cu energia. Pe mine m-a ajutat partea asta foarte mult de dezvoltare personală și sunt într-o continuă dezvoltare și tot ceea ce învăț eu și programele pe care le fac eu, le aduc în programele mele ca să ajute oamenii atât pe partea de strategie, da, de pași clari, dar atât pe partea de dezvoltare personală, pentru că în cazul meu nimic nu funcționa până când eu nu am fost bine cu mine, până când eu nu am înțeles ce butoane apasă anumite probleme la mine, anumiți oameni la mine, da? Ce convingeri limitative am eu și așa mai departe. De ce mulți nu reușesc și de ce nu reușesc să ai mai mulți clienți? De ce credeți că nu reușiți să aveți mai mulți clienți? În primul rând, nu știți, nu avem mai mulți clienți, pentru că ăsta a fost și cazul meu, este pentru că nimeni nu v-a învățat ce aveți de făcut. Adică, gândiți-vă un pic, da? La rețete ce ați făcut. Nu știți să faceți o anumită rețetă. Și ce faceți? E intuitiv. Vedeți că facem asta intuitiv. Mă, nu știu să fac un anumit gen de tortă. Păi ce fac? Mă duc și mă învăț. Da? Învăț, iau un curs, învăț chestia asta. Bun. Perfect. Am luat un curs și ce îmi dă cursul respectiv? Îmi dă o rețetă. Adică o rețetă clară. Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Fă asta, amestecă cu celălalt. Ei, în momentul în care vine vorba de afacere, nimeni nu mai se duce să ceară rețeta. Cred că știu doar din simplul fapt că ei știu să facă acea rețetă, acel produs spre vânzare. Și atunci lucrurile nu stau chiar așa, pentru că și a face o afacere este tot o rețetă, da? Pe care tu trebuie să o înveți. Este din nou vorba de abilitate. Da? De abilitățile pe care tu ar trebui să le dezvolți, așa cum este vorba și în cofetărie. Până la urmă, în cofetărie, când faci o rețetă, s-ar putea să nu-ți iasă prima dată, da? S-ar putea să fii stângace în felul în care ții spatula, s-ar putea să fii stângace în felul în care, nu știu, bați untul, da? Să bați anumite creme prea tare care să ți se strice și așa mai departe, da? Ei,
afacerea este același lucru, dar cu toate astea investim atâția bani, atâta timp în businessul nostru, dar nu ne gândim să ne ducem și să căutăm care este rețeta și ce ar trebui să facem ca să putem să facem un business profitabil. Bun. Cum poți câștiga între 2.000 și 5.000 de euro constant în mai puțin de un an de zile? Și ce variante ai, bineînțeles, ca să poți să faci lucrul ăsta? Ca variante, ai putea, bineînțeles, să te angajezi la un job sau ești poate angajată deja la un job care poate nu-ți face plăcere în momentul acesta, da? Și tratezi ca un hobby pasiunea ta. Dar atenție, de ce tratezi pasiunea ta ca pe un hobby? Pentru că tu nu crezi că ai putea să reușești cu pasiunea ta, da? Pentru că încă nu poți să faci suficienți bani și ți-e frică că dacă renunți la jobul ăsta, măi, ce fac? Că poate nu fac suficienți bani încât să mă întrețin din ea, da? Pentru că din majoritatea oamenilor cu care eu am discutat și sunt în acest stadiu 1, în varianta 1, da, în care sunt la un job care nu le face plăcere, își doresc cu ardoare să poată să trăiască din pasiunea lor. Dar ce fac este că se complac în acel hobby, da, și nu se interesează, ok, cum aș putea mă să și câștig bani dacă tot fac produsele astea în momentul ăsta. Bun. Apoi, varianta a doua. Te apuci și înveți cum să faci partea asta de afacere, dar nu doar produse de cofetărie. Atenție, ca să poți să câștigi bani din asta și să poți să aduci un venit constant. Da, e nevoie la început, bineînțeles, să înveți să faci produse de cofetărie. Dar marea problemă pe piață pe care o avem aici este că s-a transformat acel curs de cofetărie ca și cum este, cum îi zic englezii într-un fel, shiny object. Adică, wow, ce fain e produsul ăla, ia să-l învăț și eu să-l fac. Wow, ia uite, torturi de nu știu care, ia să le învăț și eu pe să le fac. Și dacă faceți o socoteală și vă uitați din teancurile alea de rețete pe care le aveți, sau YouTube-uri, sau unde vă duceți și vă uitați, da, de partea asta de rețete, o să vedeți că nici măcar 10% din rețetele respective nu le folosiți în afacerea voastră, de fapt. Și atunci, dacă eu tot timpul mă specializez doar pe parte de produs, dar problema mea este că eu nu generez vânzări, de ce aș crede că dacă tot specializându-mă și aducând tot felul de produse în afacerea mea, vor veni clienți? Deci, aici, când ne învârtim în bucla asta și atunci e nevoie să ieși un pic din ea, da? Ca să poți să vezi cum aș putea să aduc și să generez mai multe vânzări în afacerea mea cu ceea ce știu să fac. Iar apoi, în funcție de ceea ce își dorește clientul meu, mă dezvolt mai mult pe partea respectivă, da? Învăț mai mult genul acela de produs, dar înțeleg nevoia pieței respective, pe când noi o facem din dorința noastră, din plăcerea noastră de cele mai multe ori. Să vedem dacă noi reușim să facem produsele respective și, bineînțeles, da, e o bucurie pentru tine și te ajută să nu, adică nu sunt contră să nu faci cursuri de cofetărie, în niciun caz, trebuie să te specializezi, să știi să faci chestia asta. Dar una este când tu doar cumperi rețete și atât și aștepți ca tu să faci vânzări. Vedeți, sunt două lucruri total diferite. Apoi, dacă ești specialist pe partea asta și te-ai specializat, observați că și cursurile în sine au nevoie de o specializare pe un produs. Adică nimeni nu-ți scoate curs și te învață cap-coadă toată cofetăria. Da? Și care te învață lucrul ăsta, nu prea înveți mai nimic. Da? Înveți din toate câte puțin. Dar dacă tu te duci la un curs de specializare, da, pe torturi entremet, păi o să știi foarte bine să faci torturi entremet. Da? Și atunci, dacă tu ești specialist pe partea asta, poți să te apuci, bineînțeles, să predai cursuri de cofetărie și de ateliere. Și acum repet, în momentul în care eu vreau să fac o afacere și sunt la nivel de începător, să zic acum, gândul meu cel mai mare ar fi, ok, dacă vreau să câștig bani din asta, care sunt abilitățile mele, ce știu să fac și ce nevoie are piața mea? Pentru că aș putea să mă specializez pe ceva din start care are nevoie piața. Nu să fac ceea ce fac și ceilalți, ci să fiu încă un morcov în grădina de morcovi. Că atunci singura deosebire dintre tine ca morcov este că ești mai mare sau mai mic sau ai un preț mai mare sau mai mic. Da? Și atunci e nevoie ca eu să fac un produs cât mai bun. Apoi, ce se întâmplă când nu ai partea asta de educație în business? Păi, în primul rând, fricile cele mai mari când nu ai educație în business este că, bineînțeles, să-ți e frică că o să eșuez, că nu o să meargă. De ce? Păi, dacă eu nu știu să-mi calculez prețul pe produs,
Dacă eu nu înțeleg dacă afacerea mea funcționează, da, și în momentul în care întrebă care sunt vânzările, cum a funcționat pe luni, câți bani ai produs în momentul ăsta din afacerea ta, câți ai cheltuit, câți ai băgat în echipamente, cât, la ce vânzări ar trebui să ajung ca eu să mă susțin. Păi automat mintea spune, mă, stai că nu știu dacă va merge. Și asta de ce? Din cauza că nu avem noțiunile de bază. Apoi, îți este frică să nu dezamăgești. De multe ori suntem împinși de familie, de prieteni, de rude apropiate, da, și așa mai departe. Și ne zic, a, uite, ești foarte bun în treaba asta, sau poți putea să faci lucrul acesta. Sau poate invers, nu te susțin, că ambele sunt că tot acolo se duc, da? Dar ți-e frică, în primul rând ți-e frică poate de să nu te dezamăgești pe tine, că nu facem de multe ori lucruri ca să nu ne dezamăgim pe noi, sau ți-e frică să nu-i dezamăgești pe ceilalți. Pentru că așa este, foarte mulți pleacă în industria asta, poate împinși de ceilalți de la spate, dar e nevoie să ne uităm un pic la cine este cel care ne împinge să facem business-ul respectiv. Pentru că, din experiența mea, e nevoie să te gândești foarte clar. Omul respectiv a mai avut o afacere? Adică, sfaturile de afaceri, e important să le luați de la cei care au mai făcut afaceri. Nu de la bunica care n-a mai făcut niciodată afaceri și ei place de produsele tale. Da? E nevoie ca tu să poți să testezi poate produsul respectiv. De ce? Pentru că să ai mai multă încredere în tine, să vezi dacă el se va merge pe piață, va putea să fie vândut pe piața respectivă. Da? Și atunci, frica asta de a nu dezamăgi, îți este, de cele mai multe ori, este frică să nu dezamăgești pentru că tu nu crezi că poți tu singură. Tu crezi că ceilalți au nevoie și trebuie să te ajute și ceilalți. Dar dacă și soțul m-ar ajuta, aș putea să fac businessul ăsta. Ei, uite, pe mine nu m-a ajutat și multe cazuri sunt care nu m-a ajutat poate neapărat soțul. Dar soțul meu lucra de dimineață până seara. Dar singura constantă în afacerea ta, în ceea ce faci, ești tu. Dacă tu nu ai încredere în tine, dacă ai putea să faci, și v-am zis, încrederea vine din cifre, din calcule, da? Vine din viziunea ta pentru afacerea respectivă, atunci și nu îți înțelegi tu care e misiunea ta, care e scopul tău, de ce faci afacerea asta, atunci e foarte greu să unești lucrurile astea. Iar toți le avem în noi, doar că trebuie să le găsim, să ne găsim acea autenticitatea noastră, pentru că pe noi pe piață nu ne diferențiază prețul, ci ne diferențiază autenticitatea cu care venim, dar și beneficiile pe care le dăm clientului nostru. La fel, când n-ai educație în business, ce faci? Faci investiții fără rost. Vorbeam de shiny objects, da? Diverse cursuri pe care băgăm în cursurile respective sau în tot felul de forme sau în tot felul de tări sau în tot felul de aparatură. Primisem de la cineva la un moment dat, mamă, mi-am luat, cum îi zice, malaxor. Păi, de ce ți-ai luat malaxor? Ai ajuns la acest număr de comenzi? Da, anul trecut de Crăciun am făcut, vorba aia, 100 de cozonaci, da? Nu mai știu cât făcuse ea. Ok, și acum ți-ai luat malaxorul respectiv? Da, ghiși ce? Ea făcea doar de Crăciun, aia 100 de cozonaci. În rest, investiția aceea, banii respectivi au rămas blocați acolo. Da? De ce? Pentru că n-a fost gândită pe termen lung strategia, pe termen lung, ca să înțeleagă foarte clar cum amortizează ea suma respectivă, dacă își dorește, dacă are piață pentru cozonacii ăștia, când îi mai vinde și cum îi mai vinde. Da? Apoi, rămâi blocată în muncă și îți vine să renunți. De foarte multe ori știm foarte clar că orice pasiune moare când nu mai poți pentru că muncești prea mult în businessul tău, da? Nu găsești angajați potriviți. De ce? Din nou, pentru că nu ți este clar din nou care sunt sistemele pe care tu ar trebui să le creezi în afacerea ta ca să poți să găsești angajați potriviți. Pentru că angajatul potrivit îl găsești atunci când tu ai viziune și vinzi viziunea afacerii tale angajatului în așa fel încât și el să creadă în ea așa cum crezi tu ca cel care a făcut afacerea asta. Apoi, investești în reclame care nu îți generează profit. De multe ori aud această chestie în care ne dorim să luăm pastila magică, că de fapt asta facem. Eu nu că nu sunt de acord cu reclamele, sunt foarte de acord cu reclamele. Dar reclamele se fac în momentul în care contul tău este un cont care deja se vinde pe el, în care ai o comunitate formată, în care vezi că oamenii își doresc produsele tale, atunci, da, este momentul să scalezi afacerea ta cu reclame care să te ducă din ce în ce la mai multă lume, da? Nu doar că dau eu un boost post și din reclame respective am investit 500 de lei și îmi vin doi clienți astăzi. Bine, ce am făcut cu ei?
Că dacă n-am o strategie în spate, îmi vin doi clienți și după aceea ce fac? Sunt totdeauna sluga Facebook-ului și a Instagram-ului, da? Apoi ce se mai întâmplă? Este că dai vina pe alții pentru nereușita ta. N-am reușit pentru că sunt prea mulți în zona mea, nu reușesc pentru că prețurile sunt prea mari, nu reușesc pentru că sistemul este de vină, n-am reușit pentru că X, pentru că Y, pentru că Z. Nu zic că ne ajută sistemul, în niciun caz. Dar ce vreau să zic este că dacă noi ne uităm la partea goală a paharului și nu ne uităm la partea plină a paharului, vom atrage doar partea goală a paharului, doar chestii negative vom atrage în viața noastră. E efectiv o chestie de mentalitate. Și aici e nevoie să faci acest switch din victimă în eroul vieții tale. Adică să te uiți la părțile bune și să reproduci din cele bune pe care tu le faci în momentul acesta în afacerea ta. Pentru că indiferent că ești la început de drum acum sau faci asta de câțiva ani de zile, cu toți aveți o strategie, chiar dacă nu-i ziceți strategie, dar faceți ceva în businessul vostru acolo, da? Și aia se numește strategia voastră pe care o faceți acum. Da? Și de acolo faceți și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Doar că problema este că nu monitorizați ceea ce faceți bine ca să reproduceți ceea ce faceți bine în continuare. Ce alegi? Și e o alegere pe care o facem cu fiecare dintre noi. Poți să alegi, bineînțeles, să rămâi tot la stadiul acesta de început, așa cum au rămas mulți alții și au fost nevoiți să se angajeze în domenii care nu le face deloc plăcere, dar să se plângă toată viața că sistemul nu i-a ajutat, că n-au reușit să facă X, că n-au bani și că nu se pot întreține dacă nu fac treaba asta. Da? Investești în continuare doar în cursuri de cofetărie, doar în pasiunea asta, dar rămâi la stadiul de hobby sau, bineînțeles, ajungi să te întreții din pasiunea ta și să te câștigi câteva mii de euro pe lună pentru că ai investit în partea asta de afacere, ai înțeles cum se face o afacere, da? Deschizi afacerea ta de cofetărie și, în sfârșit, renunți la jobul care nu te satisface în favoarea celui care te împlinește. Și aici, bineînțeles, că e ce au reușit, ce ai de făcut ca tu să reușești lucrul acesta și să ajungi la încasări de peste 2000 de euro lunar din vânzarea produselor de cofetărie și cele artizanale în general, este că ai nevoie să axezi undeva la 5 pași. Și asta este ca să vă fac o sumarizare în ceea ce ar trebui să luăm în calcul în momentul în care facem lucrul acesta. În primul rând, ca să poți să faci o afacere, orice afacere ai dori să faci, e nevoie să îți setezi un pic mintea, să lucrezi un pic la partea asta de dezvoltare personală, de mindset, de felul în care gândești lucrurile, ca tu, bineînțeles, să poți să conduci această afacere. Adică să poți să o gândești la un nivel un pic mai mare, afacerea ta, da? Nu doar la nivelul în care hai să văd dacă doar funcționează. Da? Pentru că de cele mai multe ori nici măcar nu știm să testăm această idee de afacere pe piață și bineînțeles că vom fi supărați că n-a funcționat sau că nu funcționează așa cum ne dorim noi. Și atunci partea de dezvoltare personală este fix primul pas pe care e nevoie să-l faci. Apoi, cunoașteți cifrele. Este super important să înțelegeți că e nevoie să cunoaștem cifrele din afacerea noastră. Prețurile, intrările, ieșirile, ceea ce cumpărăm și investim în businessul nostru și așa mai departe, da? Apoi, înțelege nevoile pieței. Ce își dorește piața ta înainte de a mă apuca să fac un produs, orice produs, am nevoie clar să înțeleg care este nevoia pieței. Și asta ar fi prima chestie pe care aș începe să o fac, dar celelalte vin, bineînțeles, le facem cam în același timp, de exemplu, noi așa le facem în program. Dar primul lucru, care aspect pe care îl fac este să mă uit la cifre și să înțeleg care e nevoia din piață. Apoi, promovarea mediului online și, bineînțeles, afacerea și bucurte de rezultatele tale. Dar ce vreau să înțelegeți din schița asta este că, dacă vă uitați un pic la ea, noi începem cu punctul 4. Și toate celelalte le-am șters. Și ne întrebăm de ce nu merge partea de promovare în online. În partea de promovare în online intră mult mai multe lucruri. Promovarea online am scris-o pentru că așa o știm cu toții, dar când e să desfaci această parte de promovare în mediul online, înseamnă partea de marketing, cum ajunge traseul clientului către tine. E ca o pâlnie, de fapt, care se desface, da? Și aici îți intră clientul, da? Clienții care trage ceva pe pagina ta, le place poate de tine, de produsele tale și așa mai departe. Dar după aceea, cei mai mulți nu avem acest filtru
prin care să filtrăm acest client ca mai apoi acesta să poată să ajungă să cumpere de la mine și într-adevăr să aibă o experiență și după ce a cumpărat de la mine. Pentru că într-o afacere cel mai greu este să aduci clienți. Da? Dar clientul care a cumpărat prima dată de la tine este un client pe care noi nu știm de cele mai multe ori să-l menținem la noi în afacere și atunci e nevoie să creăm o experiență a clientului și după ce acesta a plecat de la noi, pentru că acela este un client foarte valoros. Dacă el a cumpărat odată de la tine, e clar că el va mai cumpăra încă o dată dacă i-a plăcut, e clar că el te va recomanda mai departe. Și bineînțeles că promovarea asta din gură în gură este, cum îi zice, e mult mai valoroasă, pentru că e ca și cum dacă tu ești prietena mea și eu îți recomand ție, uite, mănâncă de la Maria Torca, am mâncat și foarte bun, clar te vei duce acolo, decât dacă îți apare o reclamă pe mediul online. De ce? Că ai încredere în prietena ta, că am aveți aceleași gusturi și atunci e mult mai ușor să te promovezi, da? Bun. Hai să luăm pe fiecare în parte, ca să înțelegem cât mai bine, da? Dezvoltarea personală. Cred că cu toții am auzit de dezvoltare personală și asta nu se termină în toată viața noastră. Doar că ce vreau să atrag atenția aici este că e nevoie să ne uităm că problemele noastre pornesc din interiorul nostru. Da? Tot ce ai blocaj pe parte personală, pe parte profesională, pe financiară, pleacă de la felul în care noi gândim lucrurile. Pleacă de la felul în care nici măcar noi nu ne-am dat o șansă. Adică, de multe ori ne uităm că nici măcar nu ne-am pus niște obiective. Nu ne stabilim niște obiective. De ce? Adică întreb de multe ori oamenii care vin pentru prima dată și îi întreb, ok, și care e obiectivul tău? La ce sumă îți dorești să ajungi în următoarele 6 luni de zile? Nu știu, nu m-am gândit așa. Și e normal, nu-i jude, pentru că am fost și eu acolo și nu m-am gândit așa. Și m-a ținut foarte mult în loc pentru că nu m-am gândit așa. Pentru că o gândeam doar de la mic la mare. Ei bine, în momentul în care faci o afacere, e nevoie să o gândești de la mare înspre mic un pic. Și nu-ți spun acum să o gândești o viziune de 10 ani de zile, de 15 ani de zile și așa mai departe. Dar gândește măcar 6 luni de zile în avans, un an de zile în avans, ca tu să-ți dai seama ce ar trebui să faci pe conducta aia în jos, ca să poți să ajungi la banii pe care ți-i dorești. Faceți-vă niște obiective, setați-vă clar niște obiective și obiectivele trebuie să fie clare. Adică nu obiectiv, vreau să am mai multe vânzări. Acela nu este un obiectiv. Ca să am un obiectiv înseamnă să spun foarte clar în cât timp și la ce vânzări, la câte. Dacă este în număr de torturi și nu știi acum prețul, da, să zicem, nu știi vânzarea în sine și te frică să zici o sumă de bani, ok, poți să zici că vreau să fac în următoarele 6 luni câte 10 torturi pe săptămână. Sau vreau să fac în următoarele 6 luni să am undeva la 2000 de euro pe lună în momentul acesta, da? Dar e clar pentru mine. Și îți spun și de ce. Și o să zici, mulți dintre voi s-ar putea să ziceți aici, dar bine, Roxana, dacă eu îmi pun obiectivele astea și ele nu se realizează, adică, na, eu știu că n-am cum, dacă n-am făcut asta într-un an, dacă n-am făcut asta în 2 ani de zile. Și îți spun un lucru. Nu se realizează, așa este. Pentru că nu se realizează de la sine. Dar dacă tu faci acțiuni și începi să gândești, în momentul în care te gândești, ok, vreau să fac 2000 de euro pe lună din vânzarea produselor de cofetărie. Păi ce fac? Când am setat din start acest obiectiv, dar îl setez cu intenție, adică deja vreau să acționez, primul gând care apare și care, de exemplu, cum facem noi în program și desfășurăm toată chestia asta, e că ne uităm, ok, care e prețul pe produsul tău? Păi uite, tortul ăsta pe mine mă costă 85, vând cu 85 de lire tortul. Perfect. Câte produse ar trebui să vinzi ca să scoți ăștia 2000 de euro pe lună? Și atunci, în momentul în care le luăm invers, ne dăm seama că s-ar putea să zici, măi, eu nu pot să ajung în viața mea la numărul ăsta de torturi ca să ajung la banii ăștia. Eu nu pot să vând, că n-aș avea timp. Bun. Și atunci, dacă nu am avea timp să facem chestia asta și nu putem să vindem atâtea, păi hai să facem un produs care să fie mai valoros, ca tu să vinzi mai puține produse pe care le poți face într-adevăr ca să ajungi la suma aceasta. Da? Are sens cum gândesc toată etapa, adică de sus, de la coloana de sus, cu obiective clare, ca apoi să poți să gândesc care sunt acțiunile mele pe care le voi face ca eu să ajung la cele obiective. Mergând pe coloană în jos, da? Către ziua în care sunt eu, mă uit în felul următor. Bun, să zicem că accept această treabă, 85 de lire vreau să dau torturi, trebuie să fac, hai să punem 100, da?
trebuie să fac, cum îi zice, 20 de torturi, da? Bun. Dacă eu trebuie să fac în momentul ăsta 20 de torturi, da? Aș putea să fac 20 de torturi pe lună, asta ar însemna 5 torturi pe săptămână. Bun, ok. Cum voi face lucrul ăsta? Da? Ce ar trebui să fac ca eu să pot să primesc aceste 5 comenzi constant pe săptămână? Păi uite, poate ar trebui să fac niște acțiuni de marketing. Poate ar trebui să dau o dată pe săptămână, să dau niște mesaje, niște telefoane oamenilor acestora să-i întreb. Poate ar trebui să-mi sun clienții care au zile de naștere în apropiere. Da? Și atunci o gândesc pe coloană în jos, în așa fel încât eu pot să ajung la suma respectivă. Da? Bun. Pasul numărul 2 este să îți cunoști cifrele. Și am spus lucrul acesta și cred că sunteți toți știți lucrul ăsta, da? E nevoie să înveți să construiești fundația afacerii tale. Pentru asta e nevoie să înțelegi care sunt cifrele tale. Adică nu putem să vorbim de lucruri de genul, nu știu, dar fac cam 5 torturi. Bine, bine, dar care este suma pe care reușești să o faci din vânzarea produselor și care este profitul care îți rămâne din vânzarea produselor tale, da? Acolo începi să vezi dacă merită sau nu merită pentru tine. Noi aici, de exemplu, eu am construit niște tabele care generează automat sumele respective, își introduc oamenii datele lor, da? Cât costă X, cât costă Y și așa mai departe și rețetarul și face rețetarul pe fiecare rețetă în parte. Dacă se schimbă prețul la unt sau prețul la ceva de acolo, se modifică doar coloana principală, de exemplu, și atunci ai putea să celelalte se activează la ziua respectivă, da? Bun, ce vreau să zic cu chestia asta? E nevoie să te gândești apoi cât te costă să testezi ideea afacerii tale. Cât mă costă să testez această idee pe piață? Adică, dacă eu observ din start care este publicul meu țintă, ce nevoie are publicul meu pe piață, am nevoie ca înainte să mă arunc așa cu capul înainte să-mi dau demisia de la jobul ăla, am nevoie să înțeleg ce naiba vor ăștia să cumpere, că nu vreau să mă bat cu încă 20 de femei care fac același lucru ca și mine și vând torturi din ingrediente naturale. Vreau să înțeleg cu ce aș putea eu să vin unic pe piață, care e unicitatea mea, da? Câți clienți pot servi prin produsul pe care o să-l descoper și cum fac eu prețul acesta pe produs. În momentul în care fac asta, este bineînțeles că ai nevoie de o înțelegere a pieței tale. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că dacă tu nu înțelegi foarte clar care e problema, care e nevoia, o rezolvi tu în momentul ăsta pe piață, tu o să te bați în continuare doar cu cei pe preț. Și de asta o să existe întotdeauna ceilalți fac la un preț mai mic decât mine, cei autorizați nu pot să câștige pentru că sunt cei care sunt neautorizați și așa mai departe. Ei bine, eu tot autorizat am fost pe partea asta, tot o grămadă de oameni care sunt neautorizați și oamenii care lucrează cu mine lucrează în aceeași industrie până la urmă, da? Dar de ce pot să-și dubleze vânzările într-un timp atât de scurt? E pentru că își înțeleg nevoile clientului ideal. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că pot să creez o relație cu acel client. Pot să scriu texte, pot să scriu descrieri cu ușurință, pentru că în momentul în care mă duc pe rețeaua de socializare, nu mă duc la modul, hai să pun și poza asta de tort. Mă duc foarte clar cu gândul la clientul meu. Și aici mă întreb foarte clar în momentul în care eu, de exemplu, scriu ceva pentru rețeaua de socializare, mă întreb următorul lucru. Cu ce îl ajută postarea asta a mea pe clientul meu? Cu ce îl ajută dacă eu fac lucrul ăsta? Pentru că vreau să vă zic un lucru. Rețeaua de socializare nu este un catalog de produse. Nu sunt, rețelele de socializare nu sunt construite ca noi să vindem pe ele. Da? Și atunci oamenii, de ce vin pe rețelele de socializare? Ei vin ca să poată să fie amuzați de anumite filmulețe, ei vin ca să, cum îi zice, să vadă chestii interesante, să învețe câte ceva, să îi se mai facă poftă de anumite produse, să mai vadă ce poveste a mai scris Isulescu, că poate rezonează cu povestea lui și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care eu îmi înțeleg clientul, în momentul în care am o poză cu un tort, de exemplu, da, și l-am făcut poate pentru un eveniment, pentru o mireasă, nu voi spune eveniment, nu știu de care, la, cu tort, prăjituri și ce am mai avut, dacă îți dorești și tu, sună la numărul de telefon X. Nu! Voi spune povestea din spate.
Voi spune problema cu care a venit clientul la mine. Voi spune frica pe care a avut-o clientul la mine, da? Adică, poate frica lui din spate a fost că, mă, uite, am mai fost la alte evenimente și ce am observat este că, cum îi zice, mireasa a cerut ceva și nu i s-a respectat dorința ei la final. Și asta a venit cu frica asta, mireasa mea către mine, da? Și apoi, eu prin povestea asta explic frica ei prima dată, pentru că frica ei va empatiza cu alți oameni care mai au aceeași teamă, bineînțeles, și după aceea spun povestea ei și cum am rezolvat eu această problemă ca să pot să o liniștesc pe ea, ca până în ziua anunții să fie liniștită, că va avea produsele respective. Ce am făcut eu de am făcut lucrul ăla și cum a ieșit evenimentul? Fără nicio vânzare. Vânzarea se face prin, efectiv, prin felul în care a fost promovat acel articol. Dar de ce am putut să fac asta? Este că eu am înțeles care este clientul respectiv și ce probleme are el. Și aici poți să faci, bineînțeles, se face o testare de audiență, toate se întâmplă aproximativ în mediul online, dar și față în față cu clienții pe care tu îi ai, efectiv, o discuție în care ai niște întrebări pe care le poți adresa și atunci se duce strict la rădăcina problemei ca să observe ce se întâmplă pe piață. Dar ce greșim cel mai mulți dintre noi când facem această nevoie de piață, că uite, chiar vorbisem chiar azi cu cineva și spun, ok, ai vrut să scoți aceste produse pe piață. Roxana, am scos, am făcut o testare de piață, dar nu funcționează, nu vând. Am deschis de 2 ani de zile și noi facem până în 2000 de lei pe lună. Nu reușim să trecem de vânzările astea. Și zic, ok, cum ai făcut această testare de piață? Și am spune în felul următor, păi, na, bunica mea a făcut o rețetă foarte bună, mie mi-a plăcut foarte mult, după aceea vecinul i-a plăcut și lui, i-a mai plăcut și vecinei și au început să mai comande oamenii și, na, lor le plăceau. Dar după aia lumea n-a mai comandat. Bun, asta nu este testare de piață. Pentru că, ce s-a întâmplat aici? S-a învârtit doar în jurul apropiaților și cei care erau acolo. Dar, la un moment dat, masa asta nu mai poate să-ți servească nevoilor tale. Pentru că tu, când deschizi o afacere, nu poți să te bazezi doar pe familie, rude și cine mai e în asta ta, da? E nevoie să te gândești cam câți oameni ar trebui tu să servești ca să poți să ai vânzările pe care ți le dorești, da? Și atunci ai nevoie ca această testare de piață să fie într-o masă mai mare de oameni și să înțelegi nevoile lor. Pe când ea s-a dus și a înțeles nevoile produsului ei. Adică ea s-a dus și a întrebat cum vi se pare produsul meu. Aceea nu este o testare de piață. O testare de piață nu se face cu niciun produs în minte, ci se face efectiv. Ok, care sunt problemele pe care le întâmpini în momentul acesta când vrei să te organizezi un eveniment pe partea asta de cofetărie? Adică este deschisă întrebarea ca el să poată să vină să-și verse frustrările pe masă. Clientul ideal, de fapt, dă baza afacerii tale. Dacă tu nu-ți înțelegi clientul ideal, tot ceea ce vei construi în afacerea ta e ca și cum ai construi o casă pe două bețe. Da? În loc să-i faci structura, fundația casei, tu ai pune niște bețe de paie și ai zice, lasă să văd dacă merge acum. Da? Și ce se întâmplă? Paiele alea se dărâmă și se duce dracu toată casa. Da? Ei bun, clientul ideal, de la client ideal, tu vei putea să construiești un produs foarte bun, pentru că ești cu el în minte tot timpul, vei învăța cum să te promoveze pe rețeaua de socializare, pentru că știi ce nevoie are clientul tău, vei putea mai departe să-ți faci un website, când ai nevoie, da? Vei putea să-ți vinzi produsele online, vei putea mai departe să-ți creezi un landing page care să aducă oamenii către tine și să-ți genereze vânzări în afacerea ta. Tot ce vei face în afacerea ta, inclusiv când îți angajezi oameni, trebuie să se muleze pe clientul tău ideal atunci când îți angajezi oamenii în afacerea ta. De ce? Pentru că ei trebuie să aibă empatie pentru oamenii respectivi, trebuie să înțeleagă cui te adresezi și pe cine ajuți tu. Ei trebuie să aibă un scop, trebuie să aibă o misiune. Hai să ne gândim un pic. Noi suntem într-o eră în care nu ne mai satisface doar financiar jobul nostru. Așa este. Vă duceți la job și poate să vă dea și banii care asta. Dar tot parcă dacă nu vă place vouă acolo, nu vă place. De ce? Pentru că jobul respectiv nu are aceleași credințe ca ale voastre, nu are aceeași misiune ca ale voastre, da? Nu are aceleași valori interne, așa cum le aveți voi. Dar dacă voi vă duceți la un job în care credeți, de exemplu, sunteți pasionați de cofetărie și vă iau la mine și vă ajut
Da? Mergem pe partea asta și vă ajut să aduceți alte femei la mine în program și știți ce se întâmplă cu ele și voi vreți să ajutați alte femei, de exemplu, o faceți cu pasiune. Sunteți acolo și indiferent că poate nu e salariul ăla de 10.000 de euro pe care vi-l doriți, dar e de 4-5.000 de euro, da? Dar o faceți cu pasiune și vă implicați foarte mult. De ce? Că vă place foarte mult și are aceleași valori ca ale voastre. Ei, clientul vostru ideal este același lucru. Pentru că tendința pe piață este în felul următor. Hai să ne adresăm la cât mai mulți, că poate de aici vine vreo unul la noi. În momentul în care tu te adresezi la toți, nu te adresezi nimănui, de fapt. Ați văzut poate și în piață tot ce ține de psihologi, ce ține de doctori, toți sunt specializați pe ceva. Da? Deci sunt specializați. Un psiholog, doar în facultatea de psihologie, le înveți pe toate, dar după aceea te duci și ce faci? S-a specializat pe relații, asta, că poate a avut o problemă personală și în general se leagă de problema noastră personală. Voi faceți, de exemplu, câți dintre voi sunteți aici și faceți un business pentru că v-ați dori produse mai bune pe piață pentru voi, pentru că ați dori să rezolvați o problemă pe piață, da? Bun. Pasul următor este partea asta de promovare în mediul online. Și v-am zis, promovarea în mediul online se leagă foarte clar de clientul ideal, se leagă foarte clar de prețuri și de oferta produsului pe care tu o faci. Fără promovare în mediul online nu există. Și până în 2030 se spune că nici nu va mai exista vreo afacere, dacă, adică afaceri care nu există în mediul online, clar vor da faliment și nu vor mai exista. Nu mai funcționează din gură în gură, nu că nu mai funcționează de tot, funcționează, dar nu poate să-ți aducă acel aport de vânzări de care tu ai nevoie lunar, ca tu să poți să te întreții, ca tu să poți să rulezi ca afacere. Pentru că știți ce greșim de la început? Noi ne gândim când facem afacerea, că era cineva care zicea, mie mi-e și rușine să cer bani, pun de o cafea, nu mai știu cine mi-a zis aici, da? Pun doar bani de o cafea. De ce? Pentru că noi credem că noi nu facem niciun bine, doar cerem bani pe produsele noastre. Dar hai să ne gândim un pic. Eu am o afacere care face produse de foarte mare calitate, da? Sunt produse sănătoase, da? Sunt cu zahăr, bineînțeles că e cofetărie, da? Dar sunt cu zahăr ale mele, să zicem, da, uite, poate le fac fără gluten, pot să fac chestia asta fără gluten. Dar și dacă le fac tradiționale, dar sunt produse care oamenii le mănâncă, le place. Păi eu le fac un defavor lor, în primul rând, în afară de mine, lor le fac un defavor dacă eu nu susțin această afacere a mea. De ce? Pentru că ei nu mai au de unde să mănânce produse calitative. Se duc după aceea și trebuie să mănânce din prafuri, din premixuri. De ce? Pentru că eu nu m-am responsabilizat ca să duc afacerea mea și n-am înțeles care e misiunea mea pe piață. N-am înțeles că în afară de vânzare, de banii care iau pentru produsul respectiv, misiunea mea este să-i ajut să mănânce mai sănătos. Misiunea mea este să-i ajut să mănânce cu mai puțin gluten. Sau misiunea mea este să le aduc o rază de fericire la ușa lor când le-am trimis coletul ăla de praline, că zicea cineva de praline, da? Atunci când nu înțeleg care e misiunea mea și care e deceul meu din spate, de ce fac lucrul ăsta în momentul ăsta, da? Eu am înțeles că fac lucrul ăsta ca să pot să împuternicesc femeile. Da, ca să pot să împuternicesc femeile și să aibă încredere în ele că ar putea să facă și că pot să facă o afacere profitabilă, pot să facă orice își propun ele, doar că trebuie să creadă în ele să facă lucrul acesta. Și atunci când înțelegi misiunea ta, o respiri, o simți în venele tale și de fiecare dată când vorbești despre produsul tău, în loc să fie, te întreabă, nu știu, te întâlnești cu cineva pe stradă și te întreabă cu tu cu ce te ocupi, în loc să-i spui același răspuns care îl dădeam și eu acum câțiva ani de zile, îi ziceam, fac torturi, da, fac niște torturi la fac torturi la comandă, fac așa și niște prăjituri. Nu! Uite, îi spun cum și-a găsit misiunea la noi în program o Estera, de exemplu. Și cum îi zice, ajută femeile să se prioritizeze prin produsele pe care ea le face. Cum sună asta când eu mă prezint în felul ăsta unei noi cliente, da, un nou om? Îi spun, uite ce fac. Eu ajut femeile să se prioritizeze prin produse dulci. Clar, îi atrag atenția și zice, măi, dar cum adică mă ajut să mă prioritizez? Și de acolo încep conversația, da? Dar vezi că deja am prins-o cu misiunea mea, da? Cu de ce fac lucrul ăsta? Iar aici vine din povestea Esterei, de exemplu. Povestea Esterei care ea simte că atunci când mănâncă un dulce se prioritizează și își ia timp pentru ea. Și a vrut să ducă mai departe și spre alte femei misiunea ei.
Da? Și atunci nu fac același lucru plictisitor care îl face toată lumea și scoate efectiv produsele la vânzare, ci vorbesc din experiența femeii respective și când mă pun în papucii acelei femei care se prioritizează, în papucii mei când vreau să mă prioritizez, mi-e mult mai ușor să creez poveștile respective, să dau din experiența mea personală, să vând acest produs împachetat de nici să nu se simtă că fac vânzare. De exemplu, a intrat în programa cu vreo lună și un pic, Daria, o cheamă Insighișoara, și tot așa făcea produse de acasă și a vrut să aplice pentru fonduri europene. Și am zis, ea zice, nu, 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 doar când deschid afacerea încep să mă promovez în mediul online. Și zic, dar nu trebuie să facem acum. Mulți avem ideea că în momentul în care mă promovez în mediul online, o să sară autoritățile pe mine și o să-mi facă nu știu ce. Da, eu nu zic că nu o să sară. E un risc, până la urmă, pe care fiecare și-l asumă sau nu și-l asumă. Nu încurajez treaba asta în niciun caz, să nu mă înțelegeți greșit. Dar în același timp înțeleg că sunt strânse cu ușa persoanele din cauza că na, nu există și e mulți bani de investit ca să testezi ideea asta. Și atunci am zis, ok, dar tu ca să testezi ideea asta, nu ai nevoie să fii autorizată. Vorbește întâi despre povestea ta, vorbește despre ceea ce îți dorești să faci, vorbește despre ceea ce vrei să aduci comunității, nu de vânzare. Și ghișe, a luat amploare toată treaba respectivă, încât ea își deschide laborator și este în proces de autorizare, ea are deja comenzi pentru candy bar-uri și pentru evenimente, preluate deja și ea mai are 2 luni până deschide acest, cum îi zice, laborator. De ce? Pentru că a ieșit cu povestea ei și oamenii înțeleg misiunea ei. Pasul 5 este bucură-te de reușitele tale. Că ești la nivelul care abia ai început și l-ai deschis în pasul 5 afacerea, că ești la nivelul în care acum nu faci vânzările dorite, dar acum ai reușit să ajungi la ele, savurează fiecare moment. Și vă mai spun un lucru aici. E important să nu savurăm doar momentele alea mari din viața noastră, să savurăm fiecare zi și să practicăm recunoștința. Eu, de când practic recunoștința, viața mea s-a schimbat și fii recunoscătoare pentru ceea ce ai acum în viața ta, pentru ceea ce se întâmplă acum, că mâine poate nu vei fi. Și dacă noi întotdeauna amânăm să vedem lucrurile bune din viața noastră, dacă noi întotdeauna ne recompensăm doar când, cum facem? Când termin 8 clase, când termin 12 clase, când termin facultatea, când deschid afacerea, când iau jobul pe care mi-l doresc, când ajung la nu știu ce venit, ghiși ce? Tu vezi doar lucrurile mari și atunci viața de fapt se întâmplă între momentele acestea, între cel mare și cel mic. Și savurează fiecare zi, pentru că în fiecare zi ești mai bună decât ai fost ieri. Și astăzi, după acest webinar, nu mai ești acea persoană care ai fost ieri, pentru că ai alte informații, ai făcut alte conexiuni neuronale, da? Tu nu mai ești aceeași persoană. Așa că, în fiecare dimineață sau seară, practica pe care eu o fac e în felul următor. Scrie pe o foaie de hârtie 5-10 lucruri pentru care ești recunoscătoare. Eu o practic la fel și cu copiii mei în fiecare seară și vreau să zic că le place lor foarte mult, și în același timp apreciază mult mai mult ceea ce se întâmplă în viața lor. Dacă e soare azi afară, că pot să merg, pentru că noi de obicei luăm lucrurile astea for granted, da? Că da, așa trebuie să fie. Păi ce, nu trebuie să merg în picioare? Nu! Sunt oameni care nu pot să meargă. Sunt oameni care nu pot să vadă. Sunt oameni care n-au ce să mănânce. Ei, practică chestia asta și fii mulțumită pentru ceea ce primești, dar în același timp setează-ți obiective pentru ceea ce vrei să reușești și treci la acțiune. Da, e important să treci la acțiune. Nu funcționează manifestarea, da? Fără să acționezi. Astea sunt o chestie pe care o facem în paralel. Manifest, îmi doresc să ajung la obiectivul respectiv, dar acționez. Care sunt pașii prin care eu acționez în momentul ăsta?